Ștefan cel Mare, comună formată din satele Ianca Nouă și Reședința Ștefan cel Mare, este situată în sudul extrem al județului nostru, la aproximativ 10 km de fluviul Dunărea. Aproximativ 2000 de locuitori se vor bucura de investițiile pe care primarul le va implementa în localitate în cel mai scurt timp. Este vorba în primul rând despre introducerea apei potabile, proiect în valoare de peste 1 milion de euro. În derulare însă sunt mai multe proiecte pe raza comunei Ștefan cel Mare. La nivelul comunei Ștefan cel Mare avem în derulare dispensarul uman, presupune reabilitare și dotare, care este deja se află în lucru. Avem sistemul de alimentare cu apă, înființare sistem de apă potabilă, care va fi scos cel târziu 1 aprilie la licitație, valoare peste 1 milion de euro. De asemenea, am reușit SF-ul și proiectul tehnic pentru piață, renovare piață și teren sport la Școala Generală Ștefan cel Mare, teren mini fotbal. De asemenea, avem un proiect, asfaltarea minim 10 km de ulițe și suntem în stadiu de proiectare. Cea mai mare doleanță a edilului însă este achiziția unui buldoexcavator pentru care a depus deja documentația la AFIR Craiova. Documentația a fost aprobată săptămâna trecută și primarul speră ca în maxim 2 luni de zile localitatea să beneficieze de utilaj.